Salut, prieteni! Un cuplu s-a hotărât să invoce un spirit într-o casă veche. Dacă este făcut corect ritualul, trebuie să apară orice rezidu paranormal aflat în casă. Ritualul constă în a pune o persoană într-un spațiu închis, spre exemplu o debară fără lumină, doar cu câteva cribituri. Dacă cel care invocă aude ceva anormal, aprinde cribitul imediat și începe să spună: arată-mi lumina sau lasă-mă în întuneric. Deci, cumva Paul și-a convins iubita pe nume Debbie să ia parte la ritualul ciudat, înăuntru unui dulap din casa bătrânească. Și nu a decurs bine. Paul? Oh. Credo che ci sia qualcosa qua nell'armadio con me. Vuol dire che funziona. Prossima volta devo prendere dei fiammiferi un pochino più lunghi. Sei qua? Paolo? Oh. Mi sembra che stia grattando alla parete. Grattando? Te lo giuro, ho sentito... Tu ti rendi conto che io non sento niente di qua? Senti? No, ora lo sento forse. Paolo, oh. Sta grattando. Ok, hai sempre il fiammifero acceso. Sto continuando ad accenderne, durano pochissimo. Secondo te cosa vuole? Cosa farà? Questo non lo so, sono curioso. Cos'è sto profumo? Sono i fiammiferi. È l'odore dei fiammiferi. Ah, ok. Quindi, cos'è successo? Allora, ho sentito urlare praticamente due volte. Allora, la prima volta mi sono spaventata perché mi ha alitato nell'orecchio. Ok. Ok? E ho sbattuto la mano dallo spavento. Guarda, mi sta venendo un livido. Guarda. Ma veramente, guarda che roba. Mi sta venendo un livido alla mano, raga. Non lo vedono, guarda. Cioè, non sto scherzando, mi sono fatta veramente male. Cioè, non lo vedete, ma... Sì, sì, sì. Tutto qua. Che mi sta... Guardate. Mi sono fatta malissimo. Veramente malissimo. E poi perché adesso hai urlato? Perché mi sono sentita qualcosa che mi toccava la spalla. Che mi toccava la spalla. Non posso riaprirlo perché... Mi toccava la spalla. E adesso? No, no, adesso va via. Qua. Cioè, almeno c'è scritto quello. Mi toccava la spalla. È un profumo. Ah, ecco. Hai ragione. Io ho sentito una vampata di profumo. Poi mi hai detto che erano i fiammiferi. Ma io ho sentito un profumo. Non l'avevo sentito prima. È proprio un profumo. Beh, comunque, no, no, no. Te lo giuro. Mi ha toccato la spalla. Qualcosa mi ha toccato la spalla. E mi sono fatta male. Dobbiamo andare a mettere del ghiaccio. Mi sono spaventata. Debbie o ia razna, simțind că cineva se mai află cu ea acolo. Apoi, într-o dată, o mână apare și o apucă de umăr. În panică, femeia pleacă de acolo închizând ritualul. Se poate ca ritualul acela să adune o entitate supranaturală? Dați-mi de știre jos în comentarii. Investigatorul în paranormal, care are canalul Tacu Uchi Camera,
pleacă într-un sat părăsit din Japonia. Satul este acum unul fantomă. Este complet abandonat de mai bine de 28 de ani. Pietre funerare se pot vedea ale foștilor rezidenți care locuiau la casa aceea. Legenda spune că singurii rezidenți ai orașului sunt morți. În toiul nopții, bărbatul începe să audă sunete ciudate de peste tot pe lângă el. Începe să se panicheze, decizându-se să scoată camera termală pentru a vedea mai bine la ce se ascunde în întuneric. Ceea ce vede îl șochează până la inimă. Camera termală surprinde căldura corpului care îl seamănă a unui om, însă când se uită să vadă ce este, nu vede pe nimeni. Dintr-o dată, silueta fuge către el, investigatorul sperindu-se, fugind pentru viața lui. Takuuchi se satură și decide că este de ajuns. Să fie spiritul nervos al unui sătean. Dați-mi de știre în comentarii. Următoarele clipuri de groază sunt înregistrate de o familie din Anglia. Bărbatul familiei, care spune Smug Puppy, ne explică că au întâmpinat experiențe paranormale în casa lor în ultimii 24 de ani. Dar niciodată entitatea nu a fost atât de activă și de terifiantă ca până acum. Într-o zi, Smug Puppy și fiica lui se aflau acasă. Fiica lui își filma pisica Lily, care dormea pe niște doze de suc. Însă, dintr-o dată, lucrurile iau o întorsătură terifiantă. Look at her. Surely that isn't comfortable at all. You enjoying my donkeys, Dad? That's okay. Right on. Ow! Oh my God! Jesus Christ! You hit me right around the face. I can't believe I've just caught that on camera. Oh my God, I'm shaking. Oh God,
Are you okay? No, not really. Ceva invizibil lovește pe tatăl fetei peste față. Într-un videoclip postat mai târziu, spune că a provocat entitatea. A țipat nervos la ea, fiind nervos de intensitatea paranormală. Karel suspectează că a supărat entitatea, cauzând atacul acesta bizar. După o lună mai târziu, bărbatul vede ceva ciudat cu colțul ochiului. Își apucă telefonul grăbit și începe să filmeze. Okay guys, I'm filming this door because I keep seeing a shadow of something go past. I keep hearing noises. What I'm saying. Case! Yeah. Come here and bring your phone. O siluetă întunecată se poate vedea cum se deplasează înainte și înapoi cu o viteză super omenească înainte să închidă ușa dormitorului cu putere. Ușa mânerului tremură incontrolabil. Când tatăl intră încă dormitor, nu se află nimeni acolo. Posibil ca familia să fie bântuită de un spirit periculos. Sau totul este o farsă. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Vă recomand și clipul acesta. Ne auzim data viitoare!